Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Doamnelor și domnilor, haideți să fim așa în ton cu vremurile. Pentru că discutam zilele trecute și chiar urmăream la posturile naționale știri, emisiuni despre Ziua Mondială a Sănătății Mentale. 10 octombrie în fiecare an, sărbătorită Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Vedem ce se întâmplă în ultima perioadă, parcă suntem cu toții îngroziți de ceea ce vedem în jurul nostru. Îți este frică să mai deschizi televizorul la buletinele de știri, să mai urmărești o emisiune, o ediție specială, pentru că dăm doar de nenorociri. Și stăteam de vorbă și în trecut cu psihologi, cu psihiatri. Încotro se îndreaptă omenirea. Avem în ultima perioadă statisticile Organizației Mondiale a Sănătății 53 de milioane de oameni diagnosticați în ultima perioadă cu depresie. Foarte mulți dintre aceștia tineri. Poate și dumneavoastră, ca și noi, vă întrebați, de ce în ultima perioadă foarte mulți tineri, populația tânără depistată cu anxietate, cu depresie și ceea ce este mai grav, cu boli din sfera psihiatrie, boli care trebuie de cele mai multe ori tratate, mult timp spun eu, însă în această seară vom afla cum stau lucrurile. La capitolul depresie, anxietate, cum facem față situațiilor fără precedent, pentru că ni se anunță o iarnă foarte grea din punct de vedere financiar. Cum fac față familiile care au rămas fără locuri de muncă, ambii membrii ai familiei sunt șomeri. Cum fac față pensionarii, bunicii noștri din această țară? Nu mă mai interesează ce fac aleșii noștri, pentru că am văzut, își măresc lefurile în condiții de criză, austeritate. Doamnelor și domnilor, pentru a afla cum stau lucrurile nu doar în județul Buzău, ci și în județul Vrancea, în această seară vom stabili legături telefonice cu specialiști de la Spitalul Săpoca. Este vorba despre doamna doctor Constantin de la Săpoca. Sper ca doamna să aibă semnal în această seară, fiind de gardă. Vom stabili legături telefonice cu domnul psihiatru de la Vrancea, domnul Marcel Șarpe. Și nu în ultimul rând, pentru că am alături de mine specialist în această seară, vreau să stăm de vorbă și cu antreprenori locali, antreprenorii noștri buzoieni. Cât de mult contează sănătatea mentală a angajatului la locul de muncă? Cât de mult și câți dintre angajați au cerut în ultima perioadă sprijinul angajatorului? Am nevoie de psiholog? Am nevoie de psihiatru? Ajutați-mă! Pentru că la noi, la români, nu prea funcționează aceste lucruri. Îmi este rușine să merg la psiholog, zice lumea că-s nebun, nu am ajuns și nu voi ajunge vreodată la un psihiatru, însă depresia ne bate la ușă. Alături de mine, în această seară, pentru că am nevoie de oameni care să ne aducă la cunoștință exact cum funcționează această sferă a psihiatriei, o am alături de mine pe colaboratoarea noastră, pe doamna doctor Maria Cristache, medic primar psihiatru din Buzău. Bună seara, doamna Cristache, mulțumesc bună pentru seara, prezență la noi în studio. Doamna Cristache, mi-am propus în această seară să dezbat această temă a nebuniei din ultima perioadă, pentru că ne îngrozește ceea ce vedem la posturi. Posturi naționale, posturi locale, da? Preot, hărțuire sexuală. Senator, hărțuire sexuală. Polițist împușcat, s-a sinucis. Jandarm s-a sinucis. Încotro ne îndreptăm, doamna psihiatru? Discutam noi și în alte emisiuni și dumneavoastră, la un moment dat, mi-a spus o singură frază pe care nu o voi uita niciodată. Cartea psihiatriei va scrie, exact, mai multe capitole vom avea de acum. Da, noastră a psihiatrilor, făcută de Asociația Psihiatrilor Americani, pentru că dumnealor își permit să testeze populația și înainte de COVID și după COVID și din 4 în 4 ani scot acest manual diagnostic și statistic care ne arată mersul și găsim în el răspunsul la întrebările pe care tu le-ai ridicat precum o minge la fileu în seara asta. Pandemia ne-a pus la pământ, doamna psihiatru? Pentru că în trecut lucrez de ceva ani în presă.
Auzeam sporadic de astfel de situații. Înainte Depresie, de nu prea se pandemie, știa. Organizația Mondială a Sănătății semnaliza faptul că unul din 8 locuitori ai Terei are o problemă de ordin psihic. După pandemie, deși statisticile nu sunt complete, pentru că timpul a fost și este scurt de când s-a terminat, deși pe alocuri vedem că nu s-a terminat pandemia și oamenii trăiesc acea anxietate de așteptare, că lucrurile nu sunt rezolvate, cel puțin din punct de vedere al prevenției, că vaccinul, imunizarea nu a adus rezultatul scontat și că am rămas foarte mulți din noi descoperiți pentru că vedem persoane infectate, reinfectate cu COVID. Cazuistica este în creștere vis-a-vis de boala psihică, de tulburările mentale și de comportament. De depresie ocupă primul loc în statisticile afecțiunilor pe plan mondial, deși cele cardiovasculare vedem că transpar pentru că sunt atât de brutale accidentele vasculare și cardiovasculare și afecțiunile care invalidează omul la modul fizic. Și tot în rândul tinerilor, doamna psihiatru, mulți tineri cu AVC-uri, cu infarct în ultima lucrurile, perioadă. Bolile au luat-o, mereu am semnalat acest lucru, bolile au luat-o înaintea oricăror predicții, avem limitate posibilitate de intervenție în afecțiuni de toate specialitățile, nu numai în neuropsihiatrie. Vedem că patologia nu mai respectă nici limite de vârstă, nici sex, nici categorii sociale, nu mai are parcă niciun criteriu în a alege, în ghilimele, pacienți. Vremurile sunt și au devenit atât de instabile, de nesigure, de angoasante, de stresante, încât legăm cei drept ultimii 2 ani și ceva de pandemie care a bulversat, trebuie să recunoaștem, viața socială pe tot mapamondul, că fiecare din noi observăm în plan personal că ritmul vieții noastre s-a schimbat, calitatea vieții pe care o ducem, eforturile pe care trebuie să înzecite, pe care trebuie să le facem, să putem să facem față cu brio la muncă și la obligațiile familiale și la cele de ordin economic, încât întrebările și răspunsurile pe care trebuie să le găsim cel puțin fragmentar, parțial, la tot ceea ce ni se întâmplă și să avem puterea și stăpânirea în plan emoțional să învingem chiar și știrile pe care de multe ori nu le-am verificat. Informația rămâne, cum să spun, și comunicarea între noi ca ființe umane de mare, mare Am importanță. Am uitat să comunicăm, doamna psihiatru. Nu prea ne mai pasă de ce îi se întâmplă celui de lângă noi, pentru că aseară am avut invitați reprezentanții inspectoratului școlar, exact pe domnul inspector Olteanu, zona psihologi. Chiar eram interesată de situația psihologilor la nivelul județului Buzău prin școlile noastre. Pentru că avem fenomen în toată țara, aceeași problemă, lipsa psihologului, însă noi ne confruntăm cu probleme mari în rândul tinerilor și elevilor. Și știți ce spunea domnul Olteanu? Dacă am fi mai uniți și dacă ne-ar păsa de cel de lângă noi, cu siguranță am trece mult mai ușor peste problemele vieții. Însă vă întreb eu pe dumneavoastră, doamna psihiatru, când omul ăla e căzut la pământ, când omul ăla a rămas fără un loc de muncă, când omul ăla nu mai are o familie, pentru că în ultima perioadă tot cu dumneavoastră discutam, dar și cu avocați din Buzău, foarte multe divorțuri în ultima perioadă, de la începutul acestei pandemii. Am scăpat de pandemie, însă acum vedem ce se întâmplă după pandemie, dar am dat de sărăcie, sărăcie crasă, pentru că dacă ar fi să luăm la pas toate satele, toate localitățile din țară, cu siguranță
Am plecat cu un gust amar de acolo și eu v-aș întreba pe dumneavoastră cât se investește anual în sănătatea mentală a populației, doamna psihiatru. Citeam tot prin statistici și prin revistele specialiștilor noștri, mai marilor noștri. 2%, cam așa pentru sănătatea mentală. Centre specializate nu avem, spitale pentru persoanele cu probleme psihice nu avem. Încotro ne îndreptăm? A fost cenușă reasa tuturor specialităților psihiatria, dar trebuie să recunoaștem că România a rămas înghețată undeva în dreptul celor 50 de ani de comunism. Atât în planul accepției bolii psihice, a stigmei pe care o poartă bolnavul psihic, până și doctorii și asistentele și așezământul de psihiatrie, atitudinea comună în mileniul 3 îmi este uneori destul de greu să cred că oameni cu un nivel intelectual și cu pregătire, cu studii superioare, greu să accepte să vină la psiholog, la psihiatru. Ce vă spun, care, doamna psihiatru, care, când vin totuși într-un târziu? Mi se pare destul de ireal pentru oameni care înțeleg ca un copil, ca un nepot cu probleme. Francezul își duce copilul la psiholog, la psihiatru, de când începe să vorbească, să gângurească, să vadă dacă cumva este o întârziere în dezvoltarea psihologică, a limbajului, a mersului, a posturii, a neliniștii pe care, a agitației pe care un copilaș da, la 3-4 ani... Da, pentru că poți dezvolta atâtea și atâtea afecțiuni, ADHD, autism... Deci sunt tulburări psihice cu debut în prima copilărie, în a doua, în adolescență. Până la 18 ani, omul trebuie să știe, părintele, institutorul, că tot ai vorbit de deficitul de psihologi din unitățile mare, de învățământ și școala în învățământ. Și aici. Ar fi un sector, un fragment al asistenței de care acești tineri adolescenți au nevoie de îndrumare, nu numai de a-și găsi vocația, a-și descoperi calitățile vocaționale, pentru că un învățământ nu poți să-l mai faci în zilele noastre decât mergând pe ceau mai bun copii ca vocație în ce le-a dat Dumnezeu, în ce moștenește genetic și în ce li se cultivă prin educația, în primul rând, în familie și școala, în al doilea rând. Aici s-au pierdut și se pierd foarte multe foarte mulți copii inteligenți. Nu mai vorbim de deficitul material, de lipsurile de ordin material. Sunt copii care nu sunt în stare să ajungă la școală pentru că trebuie să meargă kilometri întregi pe jos, pentru că autobuzul școlar, primăria nu e în stare să-l plătească. Tot la evul mediu am rămas, doamna psihiatru. Ne întoarcem de unde am plecat, știți? Nu ne întoarcem. E impropriu spus. Regresăm datorită condiției economice, a felului în care legislația funcționează în România, din felul în care lucrurile s-au așezat, dar de fapt nu s-au așezat în cei 30 de ani de după 89, da? Ani care trebuiau câștigați în a așeza lucrurile nu numai în plan valoric, moral, mental, ci și legislativ, și a crea o perspectivă, cel puțin generațiilor care vin după noi, de a fi în stare să se pregătească, să se formeze și mai ales specialiștii să mai rămână și în țară, nu să emigreze și revenim aici la problema la exportul de inteligențe pe care România îl pierde în fiecare clipă. Avem un telespectator pe fir, doamna psihiatru, să vedem cu ce problemă ne contactează telespectatorul. Bună seara, ne auziți? Bună seara. Bună seara, doamna doctor. Bună seara, vă ascultăm. Doamna doctor, am și o întrebare la dumneavoastră și sunt foarte interesant și de-aia am sunat la dumneavoastră. Dacă am și un băiat de 2 anișori jumate și are epilepsie focală și nu mi-e rușine să spun la televizor să intru în direct, de-aia sunteți la televizor să răspundeți. Vă ascultăm. Ce boală este asta, epilepsie focală? Aici am focală. Domnul Stanciu, doamna prezentă la noi în studio este psihiatru. Vă garantez că mâine seară veți primi răspuns la întrebarea dumneavoastră, pentru că voi avea doi tineri medici veniți de curând în județul Buzău, mai exact la spitalul din Râmnicu Sărat. Mâine seară... Plăcută.
Vom sta de vorbă și vom afla exact ce înseamnă acest diagnostic. Nu mă pricep, nu sunt în domeniu și epilepsie. Nici doamna. Epilepsie, da, epilepsie. Da. Boala este comună și psihiatrie, Mirela nu are de unde să știe și nu putem să imputăm acest lucru. Este o afecțiune cu determinism și genetic, dar poate să apară la orice vârstă. Creierul funcționează după o formula lui manifestată prin microunde. Deci unde de o anumită intensitate care îi permite să fie viu și când dormim și în starea de trezire și atunci când omul intră în comă, spre exemplu, în situații de boală și de traumatism și de situații limită. Deci descărcările acestor unde cu o anumită frecvență anormală decât a ritmului normal al creierului și de durată mai lungă decât durează în mod normal în refacerea fiziologică a funcționării acestui creier, în anumite focare de pe creier, le zicem noi ectopice, sunt anumite zone din creier, din cauza traumatismului pe care persoana respectivă, creierul persoanei afectate a suferit-o cândva. Uneori sunt traumatisme ale în prima copilărie. Părintele nu știe de așa ceva. Ceea ce se percepe la copilul mic, și bănuiesc aici e o vârstă preșcolară sau chiar școlară, mama vede copilul aleșinat în brațe, de obicei în timpul convulsiilor, așa numitele convulsii febrile. Creierul are un prag convulsivant, toți ne naștem cu acest prag convulsivant, la care creierul este făcut să reziste, să nu producă aceste descărcări anormale de unde electromagnetice. Sunt oameni la care pragul este scăzut și dacă un copil nu face criză convulsivă la 40-41 de grade, am avut cazuri de copii la 37 cu 1, cu 2, au făcut aceste crize convulsive. Se ține sub tratament această da. Boală? Se poate scăpa de această epilepsie? Care le avem la momentul de care dispunem, ridică acest prag convulsivant și fac ca acest creier să-și ducă și să-și reia activitatea, dar pentru aceasta părintele trebuie să aibă grijă să-i administreze constant tratamentul, copilul nu are voie la joc la înălțime, la not de performanță, pentru că poate să producă aceste crize în timpul desfășurării unor activități de felul acesta și să producă accidente grave sau produs la pacienții noștri adulți. Grijă maximă cu copilul epileptic. Și interdicție la alcool când devin adolescenți și când începe perioada consumului, da, a excitantelor și demenajat creierul să nu suporte niciun fel de agresiune. Nici fizică, nici termică, nici biologică. Colegul din regia de emisie, dacă putem stabili legătura telefonică cu doamna Simona Constantin de la Spitalul Săpoca sau cu domnul psihiatru Șarpe. Și mai spre finalul emisiunii vom stabili legături telefonice și cu antreprenori, doamna doctor. Pentru că foarte mulți m-aș au rămas bucura să fie o emisiune interactivă și să au oamenii rămas mulți și buzoienii fără locuri de muncă, să, și vrâncenii să cunoască și să audă și să ia la cunoștință de multe, multe lucruri care poate... Din acest motiv sunteți invitată, pentru că dumneavoastră ne puteți oferi mai multe detalii și multe sfaturi. Doamna psihiatru, mulți se plâng că au rămas fără locuri de muncă. Nu mai facem față cheltuielilor, prețurile au crescut de la o zi la alta, ni se anunță o iarnă grea, facturile foarte mari, la lumină, la gaze, la căldură, la tot, da? Mai toate. Și asta se întâmplă la nivel mondial. Cum fac față oamenii? Cum ar trebui să procedăm în astfel de situații? Atunci când te trezești, pus în fața faptului împlinit. Păi, în primul rând, aleșii noștri, probabil că grija ar trebui legislativă să plece de sus în jos și că populația și grupul de oameni cu nevoi speciale, deși cam marea majoritate a românilor Cam cazuri sociale suntem în perioada asta, doamna psihiatru. De felul acesta și
Este într-adevăr destul de stresant să așteptăm iarna care bate la ușă și facturile care nu pot fi în niciun fel controlate. Omul plătește și românul plătește, că suntem obișnuiți. Care își mai permite, doamna dar, psihiatru? Mi-a fost dat să văd și să aud că facturile care au fost deja lansate, greu să se mai intervină în ele, că sunt oameni care nu au bani, nu de o factură, n-au bani să-și asigure coșnița zilnică, să-și ia medicamentele, pacienții dar care... Dar sunt pensionari, doamna psihiatru, care trăiesc din pensii. Se vorbește de mărirea pensiilor, am se vorbește... stabilit legătura telefonică cu doamna doctor Constantin Simona de la Spitalul Săpoca, după care continuăm discuția cu doamna psihiatru, pentru că trebuie să vedem cum funcționează lucrurile și cum trecem mai ușor peste această perioadă grea pentru toată lumea. Bună seara, doamna doctor! Bună seara! Bună seara, doamna doctor! Bună seara! Doamna doctor, nu vreau să vă rețin foarte mult, știu că sunteți în gardă, însă, având-o alături de mine pe doamna Cristache în această seară, colega dumneavoastră din Buzău, discutăm despre ceea ce ne doare pe toți în perioada asta. Foarte multe cazuri, depresie, anxietate, foarte mulți tineri. Cum stăm la spitalul din Săpoca? La momentul ăsta, cu ce cazuri vă confruntați? Și cât de mult a crescut numărul pacienților aduși în ultima perioadă la dumneavoastră și cam ce vârste ar avea? Despre ce sume ar fi nevoie pentru spitalele persoanelor cu boli psihice din întreaga țară și cam de câte centre am avea nevoie la Buzău, doamna doctor? În ceea ce privește patologia, adică adresabilitatea la noi la spital, rămâne în principiu aceeași. Ce s-a întețit în ultimul timp este patologia depresivă și tulburarea de panică, ce a apărut, din păcate, și în rândul celor mai tineri. Persoane care până acum nu s-au adresat niciodată unui psihiatru, nici măcar unui psiholog, și totuși depășește și sfera psihologului prin psihoterapie și ajung la noi și fără un tratament corespunzător nu se pot ameliora. În ceea ce privește întrebarea pe care mi-ați adresat-o despre sume, încerc să vă zic că este un subiect care ar trebui discutat pe larg și ar trebui ori în șir. Nu pot să mă pronunț asupra unei sume. Ce pot să vă zic este că statul ar trebui să susțină mult mai mult, cel puțin pacientul psihic, care are totuși o altă conotație din multe alte puncte de vedere și... mai mult să ne axăm pe integrarea lor, pe reintegrare și reinserția lor și de cazurile sociale de care cred că am auzit bine mai devreme vorbindu-se, adică să se facă ceva în sensul ăsta. Nu aș putea să vă zic o sumă de bani, e în funcție de nevoi. Într-adevăr, ca la nivel de spital, fiind singurul spital mare din zonă, distanța este foarte mare de la spitalul nostru față de alți pacienți care stau de peste 60 de kilometri, și le-ar fi mai ușor dacă ar avea un centru măcar mult mai aproape de ei. Da. Doamna doctor, ce vă spun? Ce vă spun pacienții care vin către dumneavoastră cu depresii și cu stările astea de panică? De unde pornesc toate aceste forme ale unor boli până la urmă? Dacă nu le tratăm, se agravează. Ar fi ușor să depisteze exact care este cauza, dar în urma unui istoric și unui interviu psihiatric mai amănunțit, ne dăm seama că toate au pornit cumva la baza lor, a fost un fenomen de burnout care s-a declanșat odată cu pandemia, mă rog, ne legăm mai mult sau mai puțin acum de război între Rusia și Ucraina, dar pandemia a fost cea care a pus probleme. În primul rând că au fost doi factori stresanți, odată pandemia în sine și frica de boală, teama pierderii locului de muncă, presiunile de la serviciu, foarte multe persoane și-au pierdut locul de muncă în perioada pandemiei și automat că ăștia au fost niște trigări importanți care să-i aducă totuși într-o stare ce se necesite un consult la un psihiatru. Doamna psihiatru! Că nu se mai pot concentra, lipsa lor de motivație, există frustrări, există probleme care le afectează atât social cât și profesional și familial. Randamentul lor scade, randamentul personal, lipsa interesului, adică sunt niște simptome care îi iau așa pe nepregătite, ca un tsunami, ca să zic mai metaforic vorbind, ca un tsunami în viața lor, adică pe neașteptate și nu știu cum să facă față. Ați avut și adolescenți în ultima perioadă, doamna doctor? Da, să știți că am avut și adolescenți. Și adolescenți mă refer la
Nu mă refer la tinerii care încă sunt în liceu sau care urmează niște cursuri. Mă refer la tineri angajați care sunt la debutul carierei lor. Și să știți că sunt cazuri și printre cei care sunt experți și profesioniști în domeniu, adică nu numai cei care sunt la debut. Și sunt foarte mulți tineri care sunt supuși unei presiuni, unor cerințe mari la locul de muncă, bani sunt puțini, prețurile au crescut, facturile cresc și suntem într-o continuă expunere la niște stimuli stresanți care nu prea au cum să ne ajute favorabil. Doamna doctor, de câte centre pentru aceste persoane ar fi nevoie la Buzău? Pentru că în întreaga țară este aceeași problemă. Bine, acum raportat și la numărul de locuitori și la cât de mare este județul pe ce suprafață se întinde, nu știu, un minim 2-3 centre. Noi mai avem și ajutorul colegilor care sunt în ambulator, mai avem și CSM-ul, dar totuși ar fi bine să mai fie cel puțin 2 centre. Doamna doctor, vă mulțumesc că a stat de vorbă cu noi în această seară. Gardă ușoară vă dorim. Ținem legătura și pe viitor. Mulțumesc mult, doamna doctor. La revedere, seara bună, mulțumesc. Numai bine, la revedere. Deci, apropo de centre, Mirela, eram în Săpoca 2005-2006 când a apărut ordinea Ministerului Sănătății de înființarea centrelor de sănătate mentală în toată lumea civilizată și noi am cam mers pe modelul francez. În Franța mi-a fost dat să văd, pentru că i-am cunoscut și le-am cunoscut sistemul, nu curiozitatea strict profesională, ci am vrut să, fiind generația de psihiatri formată exact după 89, cu altă deschidere, am vrut să văd și eu cum este psihiatria într-un stat occidental. Și surpriza numărul unu a fost că în funcție de patologia prevalentă într-un anumit sector, într-un anumit departament, cum sunt împărțite județele la noi, departamente în Franța, se organizau secții de spital, centre de sănătate mentală, în funcție de patologia din teritoriu. La noi, la Buzău, s-au vrut 4 centre de sănătate mentală, unul la Râmnic, 2 la Buzău și unul la Nehoiu. Bun. Din toate 4, n-avem decât unul la Buzău, în momentul de față, da? Cel de pe Dobrogeanu Gherea, că între timp am mai apărut noi particularii, nu acoperim toată patologia și spitalul, sunt fer convins că doamna doctor din eleganță nu a spus ce adresabilitate și ce aglomerație poate să aibă la un moment dat, pentru că munca este supranormată. Buzău de ultimii 5-7 ani a primit medici și rețeaua de psihiatri s-a întregit. Dar, vedeți dumneavoastră, patologia nu o tratezi, nu o vindeci, nu poți să te declari că ai resocializare, dat bolnavul societății, cu o internare în Săpoca. Există tratamentul post-cură, post-spitalizare, unde trebuie, într-adevăr, să te ocupi și nu numai cu medicație, și cu psihoterapie, și cu ergoterapie, și cu orice să faci. Știți ce mă gândesc eu? Câți ori fi cu probleme psihice prin județele țării? Nedepistați. Sunt mulți care nu au bani. Deci nu în au Franța, bani. Nota bene, unde da. Lucrurile sunt organizate, 50 de ani de structurare și restructurare a rețelelor de psihiatrie, a ajuns să nu lase pacientul, chiar și aflat în vârful muntelui la noi, să nu se intereseze nimeni din comunitatea locală. Deci există îngrijirile de tip comunitar, unde acolo, niciun om, indiferent de condiția lui materială, că e pensionar, că este asistat social, nu este lăsat de izbeliște, da? La să noi moară, vezi cu problemele psihice să cadă liber pe stradă, doamna doctor. Să cadă pe stradă. Ți-au dat în cap, ați văzut că s-a întâmplat, au înjunghiat, au omorât, adică bolnav cu probleme psihice, lăsat liber. Asta zic, dacă am avea centre, ce bine ar fi. Avem o telespectatoare pe fir, după care discutăm. Da. Bună seara, ne auziți? Alo, Sărâmna, Stanciu Marea sunt la telefon. Bună seara, doamna Stanciu, vă ascultăm. Mi-a venit și mie acum două săptămâni, după trei luni de zile, când îmi vine mai facturi de 90 de milioane în continuu, pe trei luni. La ce v-a venit factura de 90 de milioane? La lumină, la lumină. La lumină. Păi bun, și ați mers la electrica, v-ați interesat? Da, a fost că sunt bună de plată, să plătesc. Aveți din ce să achitați factura, doamna Stanciu? Din ce să o achit?
pentru că a făcut niște abuzuri la facturi. A v-a dat lucrurile de dumneavoastră, soțul, l-a dat pe WhatsApp. Ce soluții veți găsi, doamna Stanciu? Doamna Stanciu, vă dați seama dacă nu vă achitați factura, veți rămâne fără lumină. Nu, că mă duc și fac plângere mai departe. Doamna Stanciu, mă bucur că ne-ați contactat în această seară. Sunt sigură că mulți telespectatori se confruntă cu aceeași problemă a facturilor foarte mari la lumină, la gaze, la căldură și ce ne-o mai aștepta. Mulțumesc pentru intervenție. Aș ruga colegul din regia de emisie dacă putem stabili legătura telefonică cu domnul psihiatru Șarpe de la Vrancea și mai apoi cu antreprenori, cu doamna Denisa Coban și cu domnul Vlase, pentru că trebuie să vedem cât de importantă este sănătatea mentală a angajatului la locul de muncă, nu? Lucrăm în anumite... Păstrarea sănătății și păstrarea condiției de performanță a angajatului, da? Ați văzut ce spunea și doamna de la Sapoca, colega dumneavoastră. Foarte mulți tineri, doamna psihiatru, exact ce discutam noi. Ei își plâng ofurile pe TikTok, pe Facebook. Da, dacă am avea psihologi la toate școlile, poate că lucrurile ar funcționa altfel. Iar despre cei care vin către cabinetele particulare, vin doar cei care își permit, doamna psihiatru. Nu. Suntem în relație contractuală cu Casa de Sănătate. Câți de la sate vin către dumneavoastră în ultima perioadă? La două consultații pe oră la psihiatru, iar banii alocați examinărilor psihologice sunt foarte puțini. În trei prezentări pe psiholog, vă dați seama că n-ai cum să acoperi, pentru că nu poți să tratezi, nu poți să evaluezi fără o examinare corectă înainte de a intra la psihiatru, psihologul este... Ce sume sunt acordate pentru consultație, pentru fiecare pacient în parte, de la stat, doamna psihiatru? Cât? Ca și sumă. Eu vin la dumneavoastră, ca și asigurat, la un control psihiatric. Cât plătește statul pentru mine, pentru acea consultație, la un psihiatru? 50 de roni. 50 de lei. Da. Deci cam asta... Cam atât de mult înseamnă pentru ei sănătatea populației din țara asta și cu asta am spus totul. Ai pus întrebare și cu cheltuielile de spital. Vă dați seama, în condițiile în care leu s-a devalorizat, prețurile la medicamente, pentru că marea majoritate sunt de import și cum s-a, ați văzut, până și euro. Noi primim medicamente din America, spre exemplu, în psihiatrie, pentru că sunt firmele care au produs medicație și pentru demență și pentru schizofrenie, care ne-au lăsat și, credeți-mă, importurile au scăzut mult de tot, trăim și ne facem probleme de medicii curanți, pentru că ne vom izbi în curând și de criza medicamentelor, a importurilor și nu numai în dreptul specialității noastre. Gândiți-vă la oncologie, gândiți-vă la cardiologie, gândiți-vă la bolile autoimune care fac ravagii. Nu poți, nu este inuman, este imoral legiuitorii noștri să nu-și pună problema asigurării medicației, continuității tratamentului la pacienții înrolați, pentru că trebuie să gândim că oricare din noi putem să avem la un moment dat o problemă, da? Problema cu medicamentele am trăit-o pe pielea noastră cu ani în urmă, însă se pare că revenim de unde am plecat, doamna psihiatru. L-am contactat pe domnul doctor Marcel Șarpe, psihiatru la Focșani. Bună seara, domnule psihiatru! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Alături de mine se află doamna psihiatru Cristache de la Buzău. Domnule doctor, discutăm despre problemele noastre cotidiene, despre ceea ce se întâmplă la momentul ăsta, nu doar în România, în întreaga lume. Foarte multe persoane depresive, anxioase, problemele psihice au luat amploare, ne este rușine să mergem și la psiholog și la psihiatru. Unii dintre noi nu ne permitem un consult la un cabinet al psihologului sau psihiatrului, încotro ne îndreptăm și care este situația la Vrancea, domnule psihiatru, la momentul ăsta, făcând o comparație cu anii dinaintea pandemiei? Nu știu dacă există într-adevăr ceva specific sau caracteristic județului Vrancea. Poate mai degrabă să zicem ceva caracteristic unui județ, adică unei zone din provincie mai săracă, să spun așa.
În general, cred că problemele sunt cam tot aceleași. Eu lucrez doar în cabinetul meu, nu am activitate și în spital. Și aș putea să vă spun așa puțin cam ce am observat eu în cabinetul meu de când au început nenorocirile astea, ca să spun așa, care se pare că vin una după alta. Abia se termină una și începe alta. Și desigur vorbim de începutul pandemiei. A fost o dinamică destul de interesantă din punctul meu de vedere și pot să iau lucrurile puțin așa și cronologic, dar mai apoi cred că foarte important ar fi pe vârste, pe grupe de vârste de urmărit ce afecțiune am observat eu că au luat amploare. Sigur, toată lumea vorbește despre depresie și nu este rău că se vorbește despre depresie. Știm cu toți, Organizația Mondială a Sănătății, probabil doamna doctor, eu nu am reușit să urmăresc până acum emisiunea, doamna doctor v-a spus că Organizația Mondială a Sănătății apreciază că va fi boala secolului, că este pe locul 2-3 în lume și că va fi probabil în 2030-2040 pe locul 1. Cred că odată cu pandemia, deși în primele 3 luni în starea de urgență lumea a stat în casă și s-a simțit relativ confortabil, cu excepția faptului că a trebuit să fie închisă în casă. Apropo, în perioada respectivă am observat a crescut foarte mult consumul de alcool, dar și mâncarea și creșterea în greutate a persoanelor. Mai apoi, ce am observat eu foarte mult, creșterea tulburărilor de anxietate. Și ne referim, desigur, la celebra tulburare de panică, la celebra tulburare de anxietate generalizată, așa numită boală îngrijorată, dar foarte, foarte, foarte mulți pacienți cu tulburare de anxietate de sănătate. Tineri mulți, domnul doctor? Și tineri, dar să știți că eu am observat și câteodată rămân șocat, persoane la 90-92 de ani cu frică, extraordinar de mare frică de moarte. Aproape că încep să îmi pun întrebări așa, cum la 90 și ceva de ani, încă nu ești pregătit de acest eveniment, de care sigur că niciunul dintre noi nu vom scăpa, dar repet, această frică de moarte, frică de boală, probabil declanșată de acest virus care ne-a pus deodată foarte rapid în fața posibilității de a se întâmpla acest eveniment imediat, și mai ales la tineri, într-adevăr, care au spus, ei, lasă, se va întâmpla la un moment dat, peste 40, 50, 100 de ani, nu acum. Deci această anxietate de sănătate mi s-a părut mie că a crescut foarte mult în rândul pacienților mei. Desigur că și depresia, dacă vorbim de tulburări depresive anxioase. Apropo de infecția cu COVID, foarte multe tulburări cognitive, mă refer aici la sindromele demențiale, trebuie să fim lămuriți despre faptul că Alzheimer, spre diferență de ce crede lumea, nu înseamnă doar acea formă severă de demență, Alzheimer, care înseamnă că nu-ți mai recunoști nici copiii și ești agresiv și așa mai departe. Alzheimer este și formă ușoară, există și forme ușoare de Alzheimer când începi să uiți lucruri care s-au întâmplat în imediata apropiere, să zicem, astăzi, ieri, alaltăieri, unde ai pus un lucru și așa mai departe. Știința din ziua de astăzi spune că chiar dacă avem 90 de ani și începem să uităm, ar trebui să mergem să întrebăm un psihiatru, un neurolog sau un geriatru. Domnule doctor, nu cumva avem... timpul nu ne permite, avem foarte puțin timp la dispoziție. Okay. Spuneți-ne, vă rog, în încheierea acestei intervenții, cum ne păstrăm sănătoși la cap în vremuri tulburi, domnule doctor? Pentru că foarte mulți dintre noi trăim cu grija zilei de mâine, incertitudinea zilei de mâine. Îmi permit doar atât, o jumătate de minut, să mai spun că am mai observat o creștere alarmantă a unor afecțiuni psihice și mai exact a dependențelor. Și aici vorbesc în special în rândul tinerilor, dependențe din ce în ce mai mari legate de jocuri de noroc
dependență de diferite substanțe. Aici, repet, de exemplu, fiind o zonă puțin mai săracă, nu vorbim de drogurile grele, între ghilimele, vorbim de marihuana, vorbim de etnobotanice care sunt extrem de periculoase și vreau să trag acest semnal de alarmă, să le spun tinerilor, nu vă jucați cu aceste droguri ușoare, cum sunt considerate ele. Etnobotanicile cel puțin sunt extrem de periculoase, dar nici cu cannabisul nu este de joacă. Cum ne păstrăm sănătatea mentală? În condițiile stresului care există în ziua de astăzi, în primul rând eu le spun pacienților mei, închideți televizorul sau dați televizorul pe un canal de muzică și așa mai departe. Desene animate, da. Desene animate, da, muzică populară și așa mai departe. Știrile astea nu pot face altceva decât să ne panicheze și mai mult. Și pentru că stresul este greu de evitat, dacă nu se poate să ne, dacă nu ne descurcăm singuri, atunci apelați la un psihiatru, apelați la un psiholog sau psihoterapeut de preferat. Nu vă fie jenă să faceți acest lucru. Sunt afecțiuni la fel ca orice altă afecțiune, așa cum ai diabet, te duci la diabetolog, așa, dacă ai o afecțiune psihică, o tulbare de anxietate, o tulbare depresivă, te duci la psihiatru, te duci la psiholog. Domnul psihiatru, mulțumim pentru intervenția din această seară. Când timpul vă permite, vă așteptăm la TV Buzău în studio. Mulțumim încă o dată, domnul psihiatru. Cu mare drag, mulțumesc, la revedere. Și la revedere, domnul doctor. Doamna psihiatru... Da, domnul doctor a adus, ca și noi, atenție, flagelul secolului, mileniului 3, faptul că generația tânără, noi nu am avut de-a face cu asemenea nenorociri, dar vedem că foarte ușor copiii, adolescenții și, slavă Domnului, ați adus în atenție copii de 14 ani în primele zile de școală, drogați, băuți la școală, lucru care mi se pare deja trecut de ordinul patologic. Un asemenea comportament. Da, nu cred că sunt lucruri izolate. Ia amploare acest tocmai fenomen. Nu cred că sunt lucruri izolate. Problema este de sănătate mentală semnalată la toate nivelurile, dar ține de fiecare ins în parte, de educație, de mediul familial, de faptul că acești copii trebuiesc canalizați, supervizați, înconjurați cu afecțiune, ori acolo unde familiile sunt destrămate, unde părinții sunt plecați la muncă în străinătate, unde sunt lăsați în grija bunicilor, a unor persoane nu tocmai apte să educe și să sprijine asemenea vlăstare, este foarte greu. Responsabilitatea o purtăm cu toții, pe umăr de la... Am urmărit ce zilele acestea campaniile antidrog, deci, prin unitățile de învățământ. Întrebările însă... ta repetitivă, ce să facem? Deci, în primul rând, acolo unde vezi că ceva ți se întâmplă, că nu mai ești cel de ieri, de alaltă ieri, că ceva se schimbă și în interiorul tău, în sfera afectivă, a mentalului, a comportamentului, te sfătuiești cu membrii familiei, cu un prieten, dar nu totdeauna oamenii sunt investiți să-ți dea sfatul cel mai pertinent. Și atunci, exact ca cum a spus și domnul doctor, nu trebuie să mai fie o rușine, dragi români, dragi buzoieni, dragi râncieni, să te prezinți la un psiholog, la un psihiatru, pentru că orice intervenție făcută la începutul tulburării este de bun augur și am avut cazuri de tulburări severe, psihotice, cu delir, cu comportament aberant, care, internat, tratat, preluat în ambulatoriu, lucrurile au mers până la vindecare, dar am avut și situații trenante, când, din teamă, din rușine, din dorința unor părinți sau familiilor de a ascunde problemele, nu înseamnă că le-a și rezolvat. Pentru că legătura afectivă dintre părinte și copil te face ca părinte, cât ai fi de instruit, să nu iei deciziile cele mai potrivite pentru copilul tău, pentru nepotul tău.
Am stabilit legătura telefonică și cu doamna Denisa Coban, antreprenor din Buzău, pentru că abordăm puțin și problema angajaților. În ultima perioadă, mulți au rămas fără locuri de muncă, mulți se tem că vor rămâne fără locul de muncă. Am urmărit cazul tinerei mămicii cu doi copii din Moreni, chiar la posturile naționale am urmărit știrea, s-a aruncat de la etaj de teama de a nu rămâne fără locul de muncă. Bună seara, doamna Coban! Bună seara! Doamna Coban, alături de mine se află doamna doctor Cristache. Vorbim despre România lui 2022. Iată-ne puși în fața faptului împlinit. Foarte mulți depresivi, foarte mulți anxioși, foarte mulți oameni rămași fără locuri de muncă, foarte mulți oameni care se tem că vor rămâne fără loc de muncă. Sunteți antreprenor. În calitate de antreprenor, și pe dumneavoastră vă înțeleg și pe ceilalți agenți economici, antreprenori care încearcă să supraviețuiască de la o zi la alta din cauza taxelor foarte mari, impozitelor crescute și toată această legislație stufoasă care vine și se sparge în capul angajatorului, însă în această seară noi vorbim strict despre această zonă a angajatului rămas fără loc de muncă sau cel care urmează să rămână fără loc de muncă. La momentul ăsta, cum funcționează treaba la dumneavoastră, la societate, la firmă și cu ce probleme vin către dumneavoastră angajatele? Cum ați reușit să rezolvați anumite situații aduse la cunoștință? Și vreau să vă întreb dacă vreun angajat al dumneavoastră, vreo angajată a dumneavoastră v-a cerut sprijinul: șefa, am nevoie de un psiholog, am nevoie de un psihiatru, ajutați-mă pentru că eu nu-mi permit. Direct nu vine nimeni să ceară ajutorul, dar din fericire, ce observ, societatea devine din ce în ce mai conștientă, inclusiv angajații, de necesitatea de a aborda totuși problemele astea mentale. De aceea eu consider că totuși o discuție despre sănătatea mentală dintre manageri și angajați este benefică întotdeauna. Și astfel angajații au curajul de a încerca să obțină un sprijin de la locul de muncă. Doamna Coban, ați încercat să aduceți un psiholog, o colaborare cu un psiholog. O dată la jumătate de an aduc un psiholog să stea de vorbă cu angajații mei, să le aflu și eu problemele. Stăm cu toții la masa discuției. Știți cum erau programele alea pe sănătate, programele naționale cu cancerul de col uterin, cu screeningul mamar? Facem un program național, psihologii stau de vorbă cu angajații. Haideți să le aflăm problemele, dar și cu angajatorii, pentru că și angajatorii se lovesc de aceste probleme în ultima perioadă. Cu toții, adevărat, cu toții avem aceeași teamă, nesiguranța lunilor următoare, anului următor, nesiguranța de fapt de un timp scurt, nu pe ani de zile, că deja pe ani de zile e prea mult să mai avem vreo siguranță. Fac față. Nu am adus niciun psiholog, dar este bună ideea într-adevăr, pentru că omul poate altfel discută cu un psiholog decât, nu știu, are teamă, are rușine să nu fie stigmatizat de colegi, de să vorbească direct. Doamna Coban, fac față angajatorii situației prin care trecem la momentul ăsta? Colegi de-ai dumneavoastră, agenți economici din Buzău, cu care stați de vorbă, cum trecem peste această problemă, financiară vorbind? Pentru că în ultima perioadă, de când cu modificarea contractelor de muncă, foarte mulți și-au întrerupt activitatea, foarte multe firme în insolvență. N-a fost de ajuns pandemia, au mai venit și modificările legislative din luna august. Da, toată lumea face față cumplit de greu sau nu mai face față. Sunt multe firme care s-au închis deja, altele se vor închide. Și au ajuns locurile de muncă stresante prin natura lor în momentul ăsta, părerea. Doamna Coban, vin angajatele către dumneavoastră să vă întrebe: șefa, noi vom mai funcționa mult? Șefa, vom avea probleme cu locul de muncă? Întreabă permanent sau întreabă dacă ne vine marfă săptămâna viitoare, dacă întârzie camionul, dar ce s-a întâmplat, ori nu primim marfă. Deci e permanent, au ideea asta în cap, cu toate că le-am spus permanent că le anunț din timp în momentul în care n-am avea de lucru. Dar oamenii tot se gândesc că dacă nu ne spune adevărul, dacă, pentru că este teama zilei de mâine care e apăsătoare permanent. Cât de greu le-a fost în pandemie, doamna Coban?
foarte greu. Nici nu știam dacă vom supraviețui sau nu, să trecem peste pandemie. Ce vă spuneau după foarte ce s-au reîntors la muncă? Cum s-au descurcat în perioada pandemiei? Pentru că vorbim de salarii foarte mici. Noi am fost unul dintre cazurile norocoase care am lucrat în timpul pandemiei. Ne-am pliat pe situația dată, ne-am apucat să facem combinezoane și tot felul de alte produse care se cereau la momentul ăla și am zis să încercăm, ori rezistăm, ori închidem. N-am avut de ales și am avut noroc și am funcționat. Și ați salvat, salvat familii întregi. În continuare am rămas să lucrăm costume pentru medici în momentul ăsta, n-am mai lucrat altceva, numai așa ceva lucram. De atunci am rămas în branșa asta. Să dea Domnul să avem și medici mulți la Buzău, pentru că se plângea domnul director acum o săptămână și ceva la noi în studio. Încercăm să atragem medici, însă nu prea avem de unde aduce medici. La spitalul din Râmnicu Sărat am înțeles că au venit câțiva medici tineri. Doamna Coban, vă mulțumim că a stat de vorbă cu noi în această seară și ținem legătura și pe viitor. Sperăm ca încet, încet lucrurile să intre pe făgaș normal. Mulțumim, doamna Coban! Doamna Cristache, 4.000 de firme la Buzău s-au închis, citeam în presa locală. Deci doar 4.000 de firme. Deci, o admir pe doamna antreprenor. Se stabilește de-a lungul timpului între tine ca angajator și muncitorii și salariații tăi o legătură. Este imposibil să nu-ți dai seama că unul a ajuns la un sindrom de supra-solicitare, că vrea să facă față la exigențele zilnice, dar la un moment dat, datorită problemelor, cel puțin ultimii 2 ani au fost N probleme, fiecare cu stresul și cu supra-solicitarea, faptul că mulți și-au pierdut membrii din familie, faptul că au fost spitalizați într-o secție de COVID, da? Deci au fost clipe, momente prin care omenirea a trecut și un exercițiu pe care nu cred că îl meritam și o experiență pe care trebuia să o traversăm ca să ne dăm seama că trebuie să ne rearanjăm un pic, să facem un pic de ordine și la locul de muncă și în viața personală, să comunicăm mai mult acolo unde vedem, că de aici am plecat la una din măsurile actuale. Nu mai trăim în evul mediu. Trebuie să te informezi, trebuie să știi că ceva se întâmplă și să semnalezi unui prieten, unui cunoscut, unui om de încredere, că e mare lucru să te destăinui, da? Să spui că ai o problemă de ordin psihic. Nu mai vorbesc de cele somatice, da? Pe urmă, te odihnești, vezi că la serviciu nu mai cazi în nas, nu mai poți să-ți duci la bun sfârșit munca, te odihnești mai mult. Selectezi programele și nu mai stai pe internet, tineretul, da? Și toate platformele social media să preiei informații netitrate, neangoasante, alarmante, care efectiv te, în loc să dori, să te odihnești, creierul să-l relaxezi, vin 1001 de întrebări în cascadă la care nu le găsești răspuns. Vezi că familia nu e alături de tine, nu ai un sprijin, nu ai, și de aici toată degringolada, zic eu, tineretului nostru care, domnul Vlase, cred. Da, îl avem și pe domnul, da, Vlase pe fir. Bună seara, domnul Vlase, ce mai faceți? Bună seara invitațiilor dumneavoastră și a telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Vlase, alături de mine se află doamna psihiatru Cristache, un colaborator de-al nostru mai vechi, o doamnă de toată isprava, un om cu care putem discuta și putem, de la care putem afla multe lucruri. Domnule Vlase, cum ați făcut față situației în ultima perioadă și cât de mult contează sănătatea mentală a angajaților dumneavoastră la locul de muncă, în calitate de angajator? Stimată doamnă, vă precizez de la început că dacă aș fi în Parlamentul României și în Guvernul României, aș face o lege prin care aș obliga pe toți cetățenii României să facă cel puțin o vizită la psiholog sau la psihiatru în fiecare an. Asta pentru a verifica mintea și nu pentru altceva, ci pentru a arăta foarte clar în fața psihologului dacă între timp mintea ta a cunoscut anumite, mă rog, situații neplăcute. Mai mult decât atât,
aș face în așa fel încât de la vârste fragede din școală, aș introduce analize obligatorii pentru toți cetățenii României, pentru că un popor sănătos, un popor educat, dă o productivitate foarte mare la locul de muncă. Aș mai face în plus o chestiune care ar trebui luată în calcul. Aș ieși cu psihologi sau psihiatri de genul doamnei pe care o aveți în emisiune, doamna Cristache, pe care o cunosc foarte bine, o respect foarte mult, să spună populației, să explice populației că a merge la psiholog, a merge la psihiatru, nu este o rușine, nu înseamnă că ești nebun. Înseamnă că să testezi mintea, să vezi sănătatea, să fii cât mai productiv la locul de muncă și să fii cât mai fericit acasă sau în societate. Ați avut în ultima perioadă angajați cu astfel de probleme, nu știu, modificări ale comportamentului? Doamnă, sigur că da, aveți dreptate, am avut asemenea situații, sunt mult mai nervoși, sunt mult mai vulnerabili, sunt mulți dintre ei anxioși, sunt încercați de frică, sunt încercați de frică că li se întâmplă ceva rău sau că nu mai au cu ce plăti, mă rog, ratele și toate cheltuielile pe care le-au acasă, dar iată cât de important era ca acest psiholog pe care gratuit era dat de poporul român să testeze populația, să explice că de fapt acea frică este falsă sau că ceea ce gândește el nu este corect. Domnule Vlase, vă mulțumesc pentru intervenția din această seară. Ținem legătura și pe viitor, pentru că avem multe de discutat și multe de aflat despre ce se întâmplă în rândul populației, mai ales în această perioadă. Mulțumim, domnule Vlase. Da? Deci e psiholog, da? Toată lumea la psiholog. Cu românii la psiholog. De-aia ziceam eu, programe naționale de sănătate. Da? Avem nevoie de bani pentru poporul român, acum când sunt atâtea și atâtea probleme psihice în rândul populației. Nu s-au mai făcut în ultimii 5-7 ani program de sănătate. Măcar Ministerul Sănătății aloca spitalelor, centrelor de sănătate mentală, niște bani special pentru a testa și a descoperi, da? Măcar informativ, prevalența bolii psihice într-o anumită categorie de populație. Lucrul ăsta trebuie făcut în masă, populația generală, de la copil până la vârstnicul aflat în vârful muntelui, izolat, da? Singur, lăsat de Poate am fost urmărite la momentul ăsta de aleșii noștri și vor merge mai departe cu ideea din cadrul acestei emisiuni. Program național pentru sănătatea mentală. A fost condiția integrării României, sănătatea mentală și condiția spitalului de psihiatrie. Îmi pare rău că trebuie să o spun, că am rămas undeva în suspans cu legea de sănătate mentală, care nu funcționează după regulile care ar trebui. Pacientul este adus și acum internat non-voluntar și România iar bate acum la numărul de internări non-voluntare. Ori atitudinea față de boala psihică trebuie total schimbată, trebuie recunoscut că există boală psihică și că oricare din noi, la un moment dat, datorită stresului, traumelor, toată evoluția din viața intrauterină până la experientele prezentului, pe categorii de vârstă, Mirela, ar trebui teste puse, făcute, înțelegi? Și în funcție de ce se detectează, așa cum s-a făcut analizele când era domnul ministru Nicolaescu, de atunci nu s-au mai făcut, vedem că hepatita cu virus C face ravagii și abia acum am văzut la nivel de direcție sanitară că se pune problema unui program pe o asemenea speță, da? Problemele de sănătate ale României sunt grave, multiple și profunde. Programele de sănătate ar fi numai un aspect al intervenției, dar adresabilitatea, faptul că îți duci copilul la psiholog, faptul că nu ți-e rușine să ieși în lume și să spui
că ai o problemă și că vrei să ți-o rezolvi, la psiholog, la psihiatru, nu mai ține decât de bunul simț și de autostimă, care se pare că la România a scăzut rău, rău de tot, mai ales după pandemie, mai ales după degringolada asta care a adus încă un ce în dreptul necunoașterii, a neinformării, a dezinformării sau al lipsei de încredere a oamenilor în ceva. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, doamna doctor. Ne-ar fi trebuit o săptămână la dispoziție ca să povestim despre realitatea zilelor noastre. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mai așteptăm, doamna psihiatru, sănătate, cu sfaturi și cu informații și proaspete. Mulțumim încă o dată, doamna psihiatru. Doamnelor și domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Ne revedem mâine seară. Mâine seară vom avea invitați medici tineri, medici veniți de foarte puțin timp la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat. Vom vorbi mâine seară cu un ortoped și cu un chirurg de la Spitalul din Râmnicu-Sărat. Vom afla poveștile din spatele halatelor albe. Mulțumim încă o dată, fiți buni și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Numai bine, la revedere. Mulțumesc, doamna psihiatru.